Bună, dragele mele! Astăzi vă voi învăța cum să gătesc tramezzini tradiționali italienești. Pentru aceasta avem nevoie de următoarele ingrediente: pâine pentru toast, brânză proaspătă Philadelphia, cipoline, măsline, valeriană, erba cipolina, porumb, ton și roșii. Primul pas este prepararea pastei cu ton și Philadelphia. Eu am ales Rio Mare pentru că este unul dintre cele mai bune tonuri. Există o altă variantă, mult mai economică și foarte bună, la magazinele Lidl. Acum o să adăugăm Philadelphia. Și o să le amestecăm. Nu avem nevoie de sare, fiindcă brânza Philadelphia are deja sare în compoziția ei. Și tonul de asemenea. O să-l mestecăm până ce o să obținem o pastă cremoasă. Pasta este gata și acum o să ne ocupăm de tocarea legumelor. Tocăm cipolinele. Și dacă o să vă întrebați ce sunt aceste cipoline, acesta este arpacic pus în saramură. Arpacicul este gata. Acum o să tăiem măslinele. Următoarele sunt roșiile, pe care încercăm să le tăiem cubulețe micuțe. Vă recomand să folosiți roșii sherry pentru că acestea sunt mult mai aromate. Acum o să tocăm iarba cipolină. De fapt, iarba cipolină este o ceapă verde mult mai subțire. Și dacă nu aveți așa ceva, se poate înlocui cu ceapa verde. Thank you.
Acum că totul este pregătit, ne vom apuca de asamblat. Primul pas este pasta de Philadelphia cu ton. Și o să întindem uniform să fie un strat egal pe întreaga felie. Ok. Și pentru că am ales să facem două tipuri de tramezine, o să împărțim felia în două. Pe o parte am ales să punem măsline și cipolină. Și pe partea cealaltă vom pune roșiile și porumbul. Acum o să punem porumbul. Iar pe ambele părți o să punem iarbă cipolină. Acum o să punem salata valeriană, dar voi puteți să puneți ceea ce doriți și ceea ce vă place. Rucola, iceberg, salata normală. Și în final vom închide tramezinul, pe care îl vom presa puțin. Și ceea ce este foarte important, tramezinul trebuie să rămână pe blatul de lucru, după care el va merge timp de o oră la frigider, apoi va fi gata de tăiat și asamblat. Acesta este un alt mod de asamblare a tramezinului. După ce a stat suficient timp la frigider, tramezinul este gata pentru tăiat. Eu îl voi tăia în două și apoi o să-l tai în triunghi. Pentru a-i da un aspect mai deosebit, eu am ales această formă. Acum vom asambla tramezinul. Iar acum, ca prezentarea să fie completă, vom adăuga o măslină cu ajutorul unui scobitor. Cam acesta este rezultatul final și eu vă doresc poftă bună!